Salutare! Astăzi vom pregăti legume la cuptor. Sunt delicioase și merge ca garnitură pentru pește sau carne. Așa, într-un bol punem morcovul, dovlecei și vinăta. După care eu mai aveam niște ciuperci, așa că le-am adăugat și pe ele. Le-am pus întregi. Apoi am adăugat pătrunjel proaspăt. Sare. Origan. Ulei de măsline. Dacă doriți, puteți pune și ulei de porumb. Apoi, cu mâinile, amestecăm foarte bine toate legumele. După ce le-am amestecat, le punem pe o tavă și dăm la cuptor 180 de grade, 40 de minute. Poftă bună! Gătiți cu drag!